Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Încrezătoare în sine, dacă te-ai născut pe 12 noiembrie, știi ce ți dorești de la viață și înțelegi perfect cum să obții acest lucru. Ești mult mai veselă și lipsită de griji decât tovară și tăi sumbri și serioși din semnul scorpionului. O minte interesantă și o profunzime incredibilă de înțelegere îți oferă un potențial excelent de succes în aproape orice domeniu profesional. Deși poți fi destul de încăpățânat în ceea ce privește propriile părări și valori, curiozitatea vie îți face mintea deschisă către o mare varietate de puncte de vedere. Sensualitatea și atractivitatea magnetică parcurg viața ta. Senzualitatea este exprimată prin aspectul tău fizic și în activitățile tale, iar magnetismul apare în viața de familie, în romanțele secrete și în sfera profesională și socială. În folosirea talentelor, ar trebui să fii foarte atentă la manifestările viale propriului eu. Abilitatea de a face minuni în viața de zi cu zi îi face pe alții să simtă o reverență inconștientă pentru tine și, în unele cazuri, îți oferă o poziție de divinitate în ochii fanilor. Un astfel de cult religios poate dezvolta treptată tendințe sociopatice. Pe de altă parte, îți folosești cu generozitate talentele pentru a aduce frumusețe și iluminare celorlalți. Ai o natură solidă și ești dedicată muncii tale, care îți umple personalitatea cu o atracție rară. Dacă alegi o carieră în domeniul activității sociale, Vei deveni în curând o forță politică excepțional de pozitivă. Semnul tău zodiacal aparține constelației Scorpion. Semnul zodiacal Scorpion este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: magnetism, încredere, eficiență, inepuizabilitatea ideilor noi, prudență, devotament. Ești condusă de războinicul Marte. Acest patron ceresc îți oferă pasiuni și energie puternice, curajoasă și activă, nu știm totdeauna să-ți controlezi agresivitatea, ești energică și ești supusă unor emoții puternice, în special ești geloasă. O minte practică și capacitatea de a acționa ți asigură succesul. Voința și onestitatea ta pot te degenera în mângrie și încăpățânare arrogantă, iar setă de activitate într-o mișcare constantă sub influența propriilor instincte, nu întotdeauna bune. Trebuie să-ți folosești starea de spirit a intelectului pentru a înțelege pe ceilalți și a colabora cu ei. Impulsurile excentrice ar trebui să fie reținute. Curajosul Marte controlează emoțiile tale, însă, răsplătindu-te cu pasiune, ți-a oferit și o minte puternică și plină de viață. Analiza intelectuală a fiecarei situații, combinată cu o voință puternică naturală, este secretul succesului tău, ești capabilă să-ți frânezi propria agresivitate și emoționalitate, cinismul și aroganța, mânia și spărovoiala, toate acestea sunt doar laturile opuse ale manifestării excesive a multor calități pozitive ale tale. Influența planetelor poate fi puternică, dar tu faci alegerea finală. Guvernatorul tău astral este Pluto, care determină legătura cu transformările și procesele mentale profunde, schimbări profunde ale personalității, psihanaliză, moarte și renaștere, dar și extrasenzorial. Planeta ta în exil este Venus. Aceasta este responsabilă pentru suspiciune, precum și pentru lipsa unui sentimente de armonie în sine. Poți părea prea veselă și lipsită de griji, este extrem de rar să fii văzută sumbră, retrasă. Aceste calități îți sunt caracteristice, ai un potențial mare de succes în orice domeniu, oricine îți va invidia concentrarea fizică și psihică. În ceea ce privește comportamentul, ești un maestru care poartă măști, în timp ce toată lumea te percepe ca pe o persoană simplă nechipzuită. Reușești să calculezi multe rezultate posibile ale situației și să determini pentru tine perspectivele comunicării cu o anumită persoană. Contrazicerile tale interioare sunt adesea rupte între calitățile strălucitoare, pe de-o parte, și trăsăturile de caracter negative, pe de altă parte, la fel de prezente în viața ta. De asemenea, este posibil să treci de la o tinerețe de aur promițătoare la o maturitate sumbră. Pentru a avea succes, trebuie să-ți împlânzești energia sălbatică, dedicându-ți viața pentru a servi o cauză demnă. Crearea frumuseții sub toate formele și admirația pentru ea este aproape principalul și singurul tău interes. Încerci sincer să găsești această frumusețe nu numai în artă, ci și în confortul casei, în corpul uman sau în sensualitatea autentică. Cu toate acestea, în cuptorul roșu al sufletului tău, forțele inconștiente se topesc și formează imagini senzoriale, astfel încât acestea, proiectându-se spre lumea exterioară, să devină atât iadul cât și raiul. Astfel, viața ta este adesea dificilă. Tragedia și nenorocirea te pot uimi în mod inexplicabil pe fundalul zilelor, săptămânilor și chiar al anilor de fericire extatică și a experiențelor vesele poți atinge un echilibru fragil în viață numai cu ajutorul unei cunoașteri profunde a propriei naturi. Dacă reușești să-ți schimbi caracterul, dacă îți păstrezi responsabilitatea morală și în viața în propriile mâini, respectând poruncile etice, atunci în final vei face față cu siguranță energiei negative care va încerca în mod repetat să intervină în soarta ta. În caz contrar, poți deveni dependentă de forțe dincolo de controlul tău. Te distingi față de alți nativi din Scorpion prin astfel de trăsături speciale: ești agresivă, curajoasă, complexă, amabilă, decisivă, senzuală. Te plictisești să fii într-o relație stabilă, egală, ai nevoie constantă de emoții și experiențe noi, așa că dacă un partener nu îți dă aceste emoții aranjezi câteva scene sau cauți un nou obiect de dragoste. Într-o relație, aștepți admirație și împlinirea incontestabilă a tuturor dorințelor tale. Ești obișnuită să fii centrul atenției, ești în continuă mișcare, te alături cu ușurință noilor companii și poți susține orice conversație. Cum afectează data de 12 noiembrie soarta Ai un aspect senzual luminos, care combinat cu farmecul tău, afectează magnetic oamenii din jur, activitățile și hobby-urile tale profesionale, precum și întregul tău stil de viață, corespund aspectelor tale strălucitoare. În viața ta personală există multe evenimente și numeroase romane, ai succes în diverse domenii de activitate, manifestarea talentelor tale în viața de zi cu zi provoacă admirație cercului interior și un sentiment de teamă nu suferi de lipsa fanilor și ești întotdeauna înconjurată de admiratori care se înclină în fața ta. Tu e admirația universală ca atare și nu consideri necesar să-ți exprimi aprecierea ca răspuns. Realizându-ți înclinațiile naturale în viață, te alături fără să vrei la crearea frumuseții și a culturii în sufletele oamenilor. Îți desfășori activitatea cu o râvnă fanatică, nefiindă distrasă de iritanții străini, ceea ce te face deosebită de atrăgătoare în ochii celorlalți. Dacă participi la latura socială a vieții, forța atractivă a farmecului tău îți asigură victoria în orice întreprinderi. Ești o persoană cu multipli poli de caracter. Noblețea sufletului este combinată în tine cu dorințe carnale. Viitorul strălucitor care te așteaptă, potrivit celorlalți, se poate transforma în bătrânețe obișnuită. Pentru a nu-ți îngropa talentele în pământ, trebuie să-ți transformi energia exuberantă în direcția corectă, în beneficiul celor din jurul tău, frumusețea sub toate formele și creația să atrage întotdeauna atenția ta, trezind în sufletul tău ceva curat și neliniștit, încerci să te manifesti în viața personală, în artă, pentru a le proiecta în relațiile de familie, prin aspectul tău fizic și lumea interioară. Cu toate acestea, partea întunecată a sufletului tău se contopește adesea cu această atracție inconștientă spre perfecțiune, schimbându-i culoarea și încălcând armonia care predomină în viața ta. Soarta ta nu oferă un răspuns cer cerințelor și așteptărilor tale. Succesul și recunoașterea pot fi înlocuite cu o așteptare plictisitoare de o schimbare mai bună sau o defalcare completă și o perioadă de depresie neagră pentru a ajunge la culmile autocunoașterii și a găsi o cale spre excelență, trebuie să-ți limitezi natura senzuală și să-ți pui sentimentele furioase în cadrul restrâns al cerințelor sociale, ceea ce uneori pare mic și nesemnificativ, prin prisma anilor trăiți, are un sens aparte, trezind regretul în sufletul tău, dragoste și compatibilitate. În relații strânse, Poți experimenta un conflict între dorința de libertate personală și sentimentul de proprietate în raport cu cel drag, îți place să flirtezi și, prin urmare, îți este dificil să te adaptezi la o viață liniștită cu o singură persoană, și totuși, dacă se întâmplă acest lucru, te aștepți ca partenerul tău să fie completă loial și credincios, ca să nu spun legată de piciorul patului. Perechea ideală pentru tine este unul dintre reprezentanții constelației pești, rac sau taur. Bărbatul pești este la fel de senzual, dar ușor inferior nivelului tău de conducere, îți va deveni un însoțitor fidel, capabil să stingă temperamentul tău excesiv. Bărbatul rac este gata să dea mai multe decât să primească, este potrivit pentru tine, va aprecia misterul și noblețea ta cu bărbatul tău ai o compatibilitate sexuală excelentă și opinii similare asupra familiei. Cel mai dificil lucru pentru tine va fi să construiești o relație cu reprezentanții constelațiilor Berbec, Leu și Scorpion. În oricare dintre cazuri, ca doi lideri născuți, veți lupta constant pentru putere în cuplu, ceea ce va duce mai devreme sau mai târziu la finalizarea romanului nimeni nu va dori să facă concesii sau să depună armele. Cu toate acestea, în aceste cazuri este posibil un roman scurt, dar viu și pasional. Bărbatul gemen este independent și instabil, iar tu ești neobișnuită de geloasă. Cu alte cuvinte, această alianță este un adevărat amestec exploziv. Multe lucruri te pot lega de bărbatul fecioară, în primul rând caracteristici comune precum onestitatea, Dorința de dreptate, simțul datoriei, o astfel de uniune se bazează pe iubirea-prietenie, sprijinul și asistența reciprocă, cu bărbatul balanță toate opțiunile existente pentru relații sunt posibile, de la prietenie la cooperare și de la ură la iubire. Uniunea cu bărbatul săgetător este pasională și furtunoasă, dar rare ori lungă și de durată cel mai greu lucru pentru tine este să înțelegi și să erți dragostea lui de libertate. Într-o relație cu încăpățânatul Capricorn, există pasiune, dragoste și respect reciproc, dar nu poate fi numită liniștită. Cu bărbatul vărsător este o legătură emoțională foarte dificilă. Pe de-o parte, aveți o compatibilitate sexuală excelentă, tu ai suficiente fervoare și pasiune pentru doi, dar el aduce imprevizibilitate relației voastre, ne vei putea ierta trădarea. Totul este însă posibil, neștiind de nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, ești autosuficientă, ai obiective clare și planuri pentru realizarea lor, nu ești înclinată să faci schimb de nimic pentru nimic, nu cheltuie energie pentru operațiuni în mod evident șoate. Ai perspectivă, mintea ascuțită, o profunzime incredibilă de înțelegere a naturii umane, ești serioasă, echilibrată, nu ești înclinată spre aventuri, calculezi întotdeauna riscul și beneficiul. Pentru tine, o greșeală de neiertat este demonstrarea la locul de muncă a tuturor calităților tale unice. Câștigi rapid susținători și admiratori, poți fi ridicată pe un altar, poți fi venerată ca un guru ca o divinitate. Dar, aceste lucruri 99,9% din cazuri, amenință cu dezvoltarea tendințelor sociopatice, sănătate și boli, ar trebui să fii atentă la exprimarea propriei tale energii negative și să nu atragi energia negativă altora. Sabia lui Damocles pentru tine sunt ispitele și obiceiurile proaste, precum ritualul de a bea alcool scum sau fumarea trabucurilor. De aici începe un obicei prost, se dezvoltă rapid în dependență, proprietățile tale magnetice sunt atât de puternice încât poți cădea sub diverse influențe foarte îndoielnice și aceste lucruri nu poate decât să-ți afecteze sănătatea. În plus, impulsurile tale psihologice sunt atât de puternice încât, materializându-se în lumea din jurul tău, se întorc adesea și te urmăresc. Starea bună a sănătății tale depinde în mod direct de capacitatea ta de a suprima tendințele și obiceiurile dăunătoare cu putere de voință. Toate medicamentele, în special cele care provoacă dependență de droguri, necesită atenție specială. Ar trebui să te temi de influența diferitelor culte, deoarece zelul tău ideologic, de regulă, are un efect negativ asupra ta, destinul și norocul. Universul ți-a dăruit o natură încrezătoare în puterile tale. Ești decisivă, independentă în judecățile și acțiunile tale, ceea ce dă naștere la numeroase dificultăți în viață. Dar, după ce ai trecut prin încercări severe, rezolvarea problemelor și depășirea obstacolelor, ești mereu din luptă ca învingătoare. Te plimbi cu adevărat prin viață, temperându-ți caracterul în dificultăți, dar păstrând puritatea sufletului și bunătatea inimii, tu poți crea condiții confortabile, obținând multe în această viață. Sfaturi pentru tine. Ești inteligentă, talentată, inspirată, condimentată și aproape perfectă. Aceasta poate fi principala ta problemă. Trebuie amintit că nu există nicio limită la perfecțiune. A merge mai departe este calea către noi descoperiri, realizări trebuie să poți găsi frumusețea în manifestările obișnuite ale vieții, în sufletă trebuie să existe un loc pentru sentimentele umane obișnuite. Temperează-ți voința prin cunoașterea de sine. Crează-ți destinul în această viață. Încetează să te grăbești în căutarea unei vieți mai bune. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, pe locul doi ca importanță după sex, sunt cadourile într-o asemenea măsură încât ți le face în mod regulat singurică. Dar aceste lucruri nu scutește pe cei dragi de nevoia de a-ți oferi cadouri pentru și fără motiv. Dar dacă ți lipsește un cadou, atunci resentimentele și reproșurile nu vor fi suficiente până la sfârșitul vieții. Nu contează că cineva se ragă pentru păcatul său cu o grămadă de cadouri, acestea sunt alte daruri. Nu vei privi cu ochii buni niciodată un cadou fără ambalaj, iubești secretul. După ce ai primit un cadou, tu nu-l deschizi imediat. În primul rând, vrei să te bucuri de el în particular. În al doilea rând, vrei să prelungești misterul. Nimeni nu va greși dacă îți cumpără lenjerie super elegantă. Ești destul de mercantilă și preferi cadourile semnificative. Și dacă sunt și ele cu semnificație și sens ascuns, atunci nu există ceva mai bun. Aparținând celui mai misterios semn al zodiacului, ești foarte fericită de darul asociat cu misticismul. Energia fascinantă și inconsecvența caracterului implică nevoia de intrigă și originalitate din partea celor dragi. În caz contrar, îți pierzi pur și simplu interesul pentru ceilalți. Un cadou neobișnuit cu un indiciu de erotism va fi adecvat. De exemplu, lenjerie neagră din piele sau latex, îmbrăcăminte și accesorii confecționate din piele autentică, mănuși, curele, genți elegante. Atunci când ți se aleg haine, este important să ghicească dimensiunea. Cea mai bună cale de a ieși din situație ar fi un plic cu bani sau un card cadou către un magazin de încălțăminte, un butic cu haine la modă. La fel de bine un cadou poate fi un bilet pentru o sesiune ezoterică o cutie imensă cu un set magic, o figurină de cristal. Merită ca cel care oferă să aibă grijă în prealabil de ambalarea cadourilor. De exemplu, o cutie de catifea nu este suficientă pentru un colier cu perle. Este mai bine să fie înfășurată în hârtie roșie și legată cu o panglică neagră. Un smartphone, o tabletă este un cadou bun pentru tine. Cu condiția ca acest gadget să fie complet absent din inventarul tău sau să fie actualizat, nu este necesar să spun că trebuie să aleagă cele mai noi modele, îmbunătățite și funcționale. La prima vedere, poți părea oarecum sumbră, dar nu este așa. Ești atât de energică și de sexy, încât după ce ai primit un cadou cu adevărat uimitor, ești capabilă să-l răsplătești pe cel care dăruiește într-o manieră unică pentru el. Prin urmare, este mai bine să ți se aleagă cadouri pe teme marine sau de apă. Culoarea prezentărilor poate fi diferită, dar este mai bine să acorde preferință albastru, cian, turcoaz, violet, verde. Un inel cu acva marine sau turcoaz este un cadou minunat pentru tine. Produse de blană paltoane de blană scurte, pantofi cu garnituri de blană, diverse accesorii decorate cu blană le vei aprecia, nu vei renunța la lucrurile cu dantelă, poate fi fie o față de masă cu dantelă, fie un set de lingerie franceză scumpă. Este clar că toate recomandările sunt destul de arbitrare, cel ce dorește trebuie să se gândească la ce cadou este cel mai bine să-ți ofere, stelele doar adaugă câteva sfaturi. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.